Răzună, privesc planeta Terra din sfera cuantică, în cantitate clarificată înaltă, privesc totul din altă optică dată, privesc polii atomilor, esența materiei, privesc structura sistemelor, existența mizeriei, misterul omenirii e dusul la 4 minute, voci surdo-mute, umanul din 4 ore trecute, am așteptat să mă ajute viitorul, însă până în prezent, trecutul mă curupe, timpul a regizat prea multe, dar foarte multe, contupesc gânduri oculte, priceptul mute, după cine și măcar aproapele, n-a vrut să mă asculte, regizez filme unde trec unde de materie grie, unde apare metafizica, unde nici măcar lumina nu pătrunde, se știe, sunt forța, vin dintre două forțe universale, adverse una de celălaltă pe același vers, care sunt transcendentale, inverse ca instituții versus două elemente existențiale, intru sau ies din vortex, rămân în context, vreau să atrag nirvana, atât dimensiunea paralelă când îmi las trupul prin litere seara, compleșitor de slab, dar și puternic, rămân un sclav acestui mediu, atras de întuneric și frânturi de lumină apar în proporție calitativă care mă face să aleg dintre forță pozitivă și negativă, sunt cuprins în cer cu cer cu ideea asteroizi meteoriți, hai să dăm cu M-teorii, meteo. Viața mea pe lup, eu nu doar sper și observ treptat acel cer infinit, indefinit, indeterminat de căieri. Dependent de realitate, desprins pe deplin, de declin, independent de destin, devin un punct de refer între două forțe deviante. Le captez ca un semnal format din torțe pe planeta Marte, matematica universului care descrie relația dintre corpul fizic și totul se scrie prin diferite coduri, decodifică materii grei în care plutim, ne combinăm, clădim structuri când venim. Vreau să atrag nirvana, ating dimensiunea paralelă când îmi las trupul prin litere seara. Nirvana prin lipsa de suferință și durere, când minte lasă spiritul și recapăt putere din exterior atacuri. Zgomotul silențios devine vocea pătrunzătoare, sunetul de jos și da, scriptura mi-e hrană, îmi adua mamă, când timpul nu poate vindeca nici măcar o rană. Și Emil Cioran despre timp și existență, nu cred individual într-o prezență terță, nu pretind să reprezint semenii mei, dar mă prezint, sunt un membru oarecare printre ei. Pictez pe pereți ca o pană poezii, apăzând pe nuanțe de culoare, de noapte sau zi, zic realitatea se cheamă pace în senin, privesc cerul fizic, ce se află după zenii. Vreau să atrag nirvana, ating dimensiunea paralelă când îmi las trupul prin litere seara. Nirvana prin lipsa de suferință și durere, când minte lasă spiritul și recapăt putere din exterior atacuri. Zgomotul silențios devine vocea pătrunzătoare, sunetul de jos și da, scriptura mi-e hrană, îmi adua mamă, când timpul nu poate vindeca nici măcar o rană.